Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara DEVA cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Fundația Europeană Titulescu organizează două întâlniri cu profesorul universitar dr. Adrian Năstase. Oaspete al județului Hunedoara, binecunoscutul jurist și om politic, va susține conferința cu tema Actualitatea lui Titulescu la DEVA, Galeria Națională de Artă Forma, în data de 8 iunie, ora 17, și în sala de conferințe a Bibliotecii Universității Petroșani, în data de 9 iunie, ora 17. Excelent jurist și diplomat, profesor dr. Adrian Năstase, unul dintre cei mai avizați și mai dăruiți cunoscători ai moștenirii pe care ne-a lăsat-o Nicolae Titulescu, este fondatorul și președintele Fundației Europene Titulescu, organizație ce are ca scop restituirea operei politico-diplomatice a marelui diplomat, operă ce trebuie cunoscută, înțeleasă și însușită de toți cei care iubesc România și se preocupă de viitorul ei. Nu întâmplător, conferințele susținute de distinsul nostru oaspete sunt denumite Actualitatea lui Titulescu. Traversăm o perioadă extrem de dificilă, o perioadă care ne pune pe toți la grea încercare și ne cufundă în teamă, neliniște, îndoială. În astfel de momente, ideile și realizările diplomatice ale lui Nicolae Titulescu sunt mai actuale ca oricând și ne oferă modele de comportament valabile și astăzi, la peste 80 de decenii de când au fost exprimate. Explică Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovid Densușanu. Un element de mare interes, pe lângă conținutul conferințelor, îl va constitui o mică expoziție sui generis, formată din câteva obiecte autentice care i-au aparținut lui Nicolae Titulescu. Sebastian Bara este convins că cele două manifestări din 8 iunie de la Galeria Națională de Artă Forma din DEVA și cea din 9 iunie de la Petroșani vor trezi emoții în inimile tuturor celor care vor dori să cunoască din cea mai competentă sursă portretul complet și complex al uneia dintre cele mai ilustre personalități ale diplomației românești.